Ucenicii lui Boc îl urmează pe maestru. Nu ajungea că până acum primarul făcea exerciții de imagine cu fiecare ocazie, acum face acest lucru și purtătorul de cuvânt al municipalității, Oana Buzatu. Primarul a fost așteptat aseară să participe la un proiect dedicat centenarului la liceul Onisifor Ghibu, dar în locul lui a ajuns purtătorul de cuvânt al primăriei. Proiectul este finanțat din fonduri publice în cadrul proiectelor care celebrează centenarul și mi se pare o variantă extrem de inovativă și în același timp interesantă pentru tineri de a rămâne în contact cu personalitățile care au marcat istoria acestei țări. Astăzi a ajuns la acest eveniment și Emil Boc. Acesta a postat pe pagina de Facebook fotografii în care era surprins pe o schelă lucrând la proiectul dedicat centenarului, fără a purta însă niciun fel de echipament de protecție. Liceul teoretic Ghibu a sărbătorit centenarul într-un mod inedit, printr-o pictură murală care înglobează portretele a 100 de personalități care au marcat istoria României. Am zis cu copiii, bă, hai să marcăm și centenarul cumva, dar nu vrea să naționalism de la obosit, conferințe, poezii, fam. Cei copiii ăștia, cum au minte super deschisă, au zis, bă, da, hai să facem o pictură de asta murală, ne știm bine cu Chero de ceva vreme, hai să facem o pictură faină școală, că o trebuie mai înveselim și pereții școlii, perfect, am zis să fie o pictură colaborativă, pentru că sunt în Cluj o groază de persoane care fac chestii mișto și cum ar fi așa, în mod simbolic, ei desenând, împreună cu noi, fețele personalităților, să preia oarecum ștafeta și să-și asume oarecum responsabilitatea că, ok, voi ați fost mega tari, ați influențat România, cumva mi-asum că, uite-te și eu să contribui, măcar în Cluj să fac chestii mișto. Este un nou pas spre a demonstra că școala poate să fie un lucru cool, poate să demonstreze copiilor că în loc să fie un loc plictisitor unde mergi cu groază, școala poate să fie un loc care să te reprezinte. Un loc în care să te regăsești, un loc în care să înveți că poți să te transformi în viitorul tău. Cei care au realizat conceptul proiectului sunt artiștii Chero și Ocu. La finalul realizării ei, pictura murală va fi dezvelită în cadrul unui show de videomapping și muzică live.